Vreau să deschid eu un subiect, nu știu dacă s-a răspuns la el. Vlada, Adelin? Doamne! La ce te-ai luat, Laur? E așa, un pic am eu în lămurire și nu, ori nu mai țineam minte și eram îngândurat și s-a zis și nu m-am prins eu. Păi, ce am vrut să te întreb? Prima dată, eu ți-am pus întrebarea aia, dacă n-ar fi Antoni în casă, sau n-ai fi într-o cunoaștere cu el, nu mai știu exact, te-ai putea îndrepta sau ai fi interesat valoare. Cumva de Adelin? Nu. Și stai, cum nu, că ai zis că da. M-a răzgândit, nu. Da, de ce te-ai răzgândit? Stai că ajungem și acolo. După, ai zis că da, după care la mers sau PES, ai zis așa, într-o, nu grijă, nu indiferență, PES, cu toate că tu ai ridicat jocul la fileu. Și atunci eu mă gândesc că, nu știu, ți s-a părut greșit faptul că ai zis că ești totuși cumva interesată de el, fiind totuși într-o cunoaștere cu Antoni și cu prima ocazie încerca să dai așa o contraputernică, să se înțeleagă clar că n-ai nimic pentru Adelin? Da, oricum, cât e Antoni, nici greu trece ceva acolo. Eu știu, dar important e cum simtea, că poate așa crezi, da? S-a corectat, cred că, ca să nu se supere Adică Antoni. Ai făcut o corecție așa puternică, ai subliniat faptul ăsta, PES, cu toate că înainte cu două zile ai zis că ai fi cumva interesată. De ce schimbarea asta radicală? Nu mă așteptam eu să mă dea pe mine, de-aia așa am reacționat așa cu PES. Dar, repet, nu iese genul meu, m-am uitat eu mai bine așa la el. Nu-l cunosc, dar sunt niște chestii așa care nu... La cum arată, nu-ți spăra Adelin? Fizic n-ai zis că e genul... Băi, asta o zic că fizic e genul ei. Deci, auzi, dar acum așa mai... Mi-a zis și Giulia ieri că ai zis că tatuaje și alea ar fi genul tot de bărbat. Păi, înalt tatuat. Italian? Da, omul se mai uită și la alte chestii. La care? Dar nu vreau să fiu răutăcioasă, nu mă puneți pe mine. Nu. Dar cum să treacă? Uitați-vă puțin la mine, cum să treacă pe lângă mine? Acum hai să fii serios. Da, mă, frate. Ia stai cu minte acolo, Antoni. Stai acolo. Ia Antoni, să-ți greu. Antoni, dacă ziceam că îmi plăcea de la început, poate intra într-o interacțiune cu mine. Nu. Dacă intram pentru tine, nu. Schimbai părerea. Nu. Bine? Bine, ai greșit tu, Adelin. Ascultă-mă, ce lucruri ai văzut la el? Auzi, și tu ai fost rău, Adelin. Semeni cu ea. Ce lucruri ai văzut la el și ți-au plăcut? Că nu-i place nimic. Ce lucruri ai văzut la el și ți-au plăcut? Dar chiar nu mă bagi în seamă, vorbesc singur. Păi el a spus până intrare în casă. Nu, la zime sau pe? Că la tine ți-e plăcut. Dar mi-a spus că la cine nu puteți ne vorbesc? Că zici ce nu ți-a plăcut la Adelin. Nu te-a auzit, Laura. Vlada, tu ești în emisiune? Da, lasați-mă să vorbesc, păi dacă vorbesc... Păi da, dacă te întrebam de patru ori și data trecută te-au întrebat de patru ori și răspuns. Lasă, tonul mai jos puțin, da? Păi nu, tonul mai jos, că dacă nu mă auzi, ce vrei să-ți dau mesaj scris pe televizor? Păi dacă vorbesc toți odată, cum vrei da, să răspund? Păi da, stai, te întreb eu de patru ori și dar de ce vă încercați voi doi? Da, și data trecută tot de 5 ori am întrebat-o și nu răspunde. Păi atunci ce să fac? El m-a întrebat pe mine, atunci i-am răspuns lui. Dar ce ai văzut de la mine că nu ți-a plăcut? De ce ești așa curios, Antoni? O, Antoni, doamne! Au! Oricine! Adelin, doamne! Se mai întâmplă? În mintea ta tot, Antoni. Dar ce ai văzut la mine că nu-ți place? Nimic, ia zic. De te-ai răzgândit. Ma, nu vreau să fiu răutăcioasă, vă rog frumos, nu mă puneți pe mine. Dar nu trebuie să fii răutăcioasă. Dar, păi asta, dacă zic ceva... Nu trebuie să fii real. Da, când am jucat meciul de PES sau meci, eu te-am răspuns prea direct. Nu, poate cuvinte. Nu pot, nu consum. Antoni, ce ți-a zis ție? Mie nu mi-a zis nimic, dar ce eu mă văd cu Vlada să vorbesc despre Adelin? Păi așa a zis acum, că te-a zis că a vorbit cu tine ea. Probabil o fi vorbit cu mine, nu ți minte, nu e un subiect interesant. Pe mine, eu știu că pe lângă mine nu se trece și e tot ce contează. E, dacă nici nu te-a întrebat, frate, cum te simți și alea, mi-e cred că se trece. În ziua aia nu era, era prea preocupată pentru tine? Cum te simți, da, cum te simți, nu e chiar. Oricum ea pleacă în Dubai, nu știu ce te mai interesează pe tine. Hai, Radu, nu începi, te rog. Dar nu știu de cred ce batem atâta... Cred că trebuie să facă șerpezi ceva aici? Da, batem un dăsta iure așa, că... E așa nu răspunde, gen, hai, următorii. Păi, nu răspunde, cum să răspunde? Prima impresia a fost răspunde ok. Dacă m-ați întrebat despre cineva de care nu știu. Da, mă, dacă ea era clar că răzicea Vlada, nu mai vorbesc de tema asta și doar pe Antoni. Dacă te deranjăm, nici nu te mai întrebăm, dacă vrei. Vlada, îți place cum se vede la televizor? Ce? Păi, bă, că nu te uiți, nu zici nimic. Da, nu, frate, de acum întreabă. Dă bine părul. La tine ca la televizor. Păi dacă nu vede... Nu vede. Nebun, nu vede până acolo pe la televizor. Deci la îndepărtare, bine, mi-a plăcut de el, bine, da? Când l-am văzut mai aproape, nu mi-a plăcut. Simplu, gata. Are dioptriile mari.
Așa răspundeam și eu în clasa 3, aveam o gagică și nu știam ce să zic. Tu din clasa 3 aveai gagici? Nu e pe gustul meu. Clasa 3 cam a dar eu. Dar noi eram clara asta de. Dar vezi și apropo urbați la or. Adică ce apropo urbați? Cu clasa 3, că ce? Așa. Noi tot noi speata că întrebăm de 3 zile un lucru. Dar nu vrea să răspundă pur și simplu, că nu vrea să răspundă. Nu zice nu vrea să răspundă. Dar nici dacă mă întreabă cineva, nici dacă mă întreabă cineva pe mine dacă vreau să răspund la ceva, nici eu nu răspund. De ce? Dacă nu vreau să răspund, avem gură, și tu ești la fel, păi da, nu vreau să răspund. Răspund toată lumea, sau le zic, nu vreau să răspund. Păi și eu zic la fel. Unde, că trei cuvintele pe lângă zici că nu le atinge. Bun, Vlad, dacă nu vrei să răspunzi la o întrebare, zici nu răspund. Tine, te deranjează ceva? Tu ai întrebări? Eu nu am nicio întrebare. Ok. N-are voie să aibă. Cine n-are voie să aibă, mă? Ți se pare glum, a zis-o Antoni, nu te aprinde. Important e că Antoni e sigur pe Vlada și Vlada pe Antoni și... Da, asta contează. Ce nu... Dacă exact. Nu puteți voi lămuriți, nu mă interesează. Oricum puteți să fii sigur. Eu sunt bine cu Antoni. Nu. Oricum nu mă băgam nicăieri. Antoni, rămâne. Dacă te băgai, credeai că o să câștigi? Normal. Dar nici nu era problema asta. Dar nici nu a avut asta în plan. Zi, Adelin. Eu de când am intrat am zis din prima că nu... Nu-mi place deloc, așa că nu... Dar dacă ți-ar fi plăcut, ea fiind într-o cunoaștere cu Antoni, ai fi luptat pentru ea? M-aș băga în mijloc, da. Bun. Da, e ok. Dacă m-a băgat, cred că... Pa, pa, Antoni. Te întreabă. Bună cu. Bună cu. Amuzant. Nu vreau să. Ești sigur pe tine? Nu vreau, dar nu vreau. Dar nu vreau. Nu vreau. La treaba nu e. Nu vreau. Eu clar. Lasă, Vlad. Ia uite și papa Antoni. Dar ce repede s-a prins. Vai, n-ai cum. Ești în cunoaștere cu Cosmin. El ți-e de smash. Și dacă s-ar băga între tine și Cosmin. Dar eu nu sunt cunoaștere cu Cosmin. Toți bat palma, Adelin. Nu, gen, bat cât așa și mă strâns așa de mână. Eu, deci transpirați. Da, gen, mă strâns așa de mână. Gen, așa de papa la toate? Nu știu, nu pasă. Eu cu Vlada... Ce râdea Vlada? Eu cu Vlada n-am intrat direct, am zis direct nu, pa. Nu, și Vlada, dacă o las pe Vlada, cum am început cu Mihaela, cu Puținu sau asta, hai să zic. Poate era diferent. Eu când am intrat în casa asta, am intrat pentru o fată, fata cu care se avea băiatul ăla, băiatul a plecat. Bun. Eu în casa asta nu pierd. Eu. În casa asta nu pierd când e vorba de chestiile așa, astea. Așa, vreau să vorbiți frumos și când... Da, corect. Frumos. Și eu am argumente și frumos. Eu nu pierd. Eu nu pierd. Când e vorba de fete, eu nu pot să pierd. Dar nimeni n-a zis ce crezi, ce vrei să zic că eu pierd. Eu ți-am zis, stai puțin, Radu. După vreau să zic eu ceva. Eu ți-am zis că dacă mie îmi plăcea Vlada și ea a zis că poate să sunt prototipul ei de la început și dacă eu începeam și o luam cu ea cu încetul, că direct am zis nu. Deci să fie clar cu cu Antoni, doamne. Cu Adelin. Tot cu aie. Cu Adelin. Așa. Eu la depărtare nu văd, să fie clar, da? Când era acolo, eu l-am văzut ok. Dar mă să mă uită și la fața omului. De ce așa voi zic, ca să nu fiu răutăcioasă? Nu-i genul meu. Da, nu ești răutăcioasă. Dar el ți-a spus că nu-mi place deloc, nu-mi place nimic. Când l-am văzut la televizor mai aproape, nu mi-a plăcut. De aia și-a fost pes. Păi eu vorbesc acum. Am înțeles. Da. Da, eu nu mai știu cum am ajuns sincer la subiectul deci să fie clar, de-aia știi înseamnă asta. Deci de-aia nici n-am vrut să spun așa, pentru că par răutăcios, cum am zis eu acum. Ai urât că... E urât, de-aia nu știu. Dar știi ce m-a plăcut? Dar el fost... nu a apărut răutăcios. A apărut, da, de mică. Da, el nu spală pe alta fetelor. Bună, spală pe alta. O zis că nu-i place nimic. Da, exact. Care e cel mai grav. Și după aia a zis nu-mi place deloc. Da. Că e înalta, toată îmi place, dar sunt unele părți. Bine, nu ți-a plăcut. Fața? Da. Nu e genul tău. Da. La față, atât. Da. La corp, da. Da. Ok. Clar. Ah! Ah! Ce tricoare! Cum face? Cum face? Ah, ce tricoare! Bursucă! Fă-mi un semi, șoate. Da, acum. De ce spui tu că tu în casa asta nu pierzi? De ce? De ce? Da, da, da. Bă, poate că Larisa a ieșit și s-a dus după George și așa, dar asta s-a întâmplat în afară. Cât am fost eu aici... Nu s-a uitat la tine. Da, cât am... Și la George s-a uitat, de-aia a plecat a George. A renunțat George la ea.
George a zis că renunț la... Bă, n-a zis George așa că înainte să iasă, da, că eu renunț la Larisa, cunoaștere. Stai așa, Larisa dacă deci, voia... Deci George Larisa, a renunțat la Larisa și Larisa nu te-a Larisa, dacă, dacă voia să aibă ceva cu George și l-a alegea pe el în detrimentul meu, oprea ce avea cu mine. Dar n-a putut. Într-adevăr că te-a simpatizat acolo și pe tine, dar nu te-a vrut pentru o relație. Nu m-a vrut pentru o relație, dar dintre... George dintre, a renunțat la cunoașterea cu Larisa, era, da. George a ieșit afară pentru, și pentru Larisa că, nu te-a vrut pentru că, ultima zi. George a renunțat pentru că Larisa nu putea să aleagă între băiatul care a venit nou și băiatul care era în casă de 5 luni. Pentru că n-avea încredere în totalitate în George, că o să fie ceva între ei doi afară. Bun, și ce, n-a vrut să-ți închide ție poțile. Vrei să spui că eu care abia venisem avea mai multă încredere în mine decât în George? Ieri Laurențiu spunea ceva de genul că nu știe ce să facă în emisiune. Să se implice și să spună tot ce vede ei. Da, da, e greu să stai. Sau de moment ce ești obișnuit tot timpul să... Păi nu e adevărat că... Nu, în ultimul timp el n-a pus așa întrebări, vai, să-l intereseze de... Nu, de pentru Vlad. Că era foarte axat pe Lorena. Dar acum, nemai fiind Lorena, ai să aibă... Și acum ai axat pe alții. Trecut o zi de acolo, așa. Da. Nici el nu știe ce vrea să facă. Asta zic. Câte am înțeles eu de la el.